avea numai piuptuță în viață. Domnul este creatorul acestei lumi. Unul dintre reprezentanții acestei lumi este muntele. Cel mai renumit munte din Biblie este muntele Sinai. Gândurile despre ea ne aduc tot mai mult aminte de Dumnezeu. Studiind Biblia, noi putem înțelege că Domnul este foarte puternic și în același timp ne iubește pe noi foarte mult. El este neschimbător și dragostea Lui față de noi este neschimbată. Mila și credința Lui este veșnică. El dorește ca noi să fim credincioși față de legea Lui. Mai mult, El dorește ca noi să avem încredere în El, indiferent de ce greutăți avem în cale. El este unicul, neschimbător și puternic de a ne salva și să aibă grijă de noi, așa cum avea grijă și de poporul evreu. Evrei 13:8. Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Amin. Amin. La tabără noi am descoperit amprentele Domnului în lumea animală. Noi am descoperit că ursul polar, de fapt, are culoarea pielii de culoare neagră. Am mai aflat că elefanții dorm din picioare, dar în puii lor câteodată și se mai culcă. Am aflat că girafa are limba de culoare neagră. De asemenea, la tabără ne-am reamintit istoria lui Daniel, în care împăratul Darius l-a aruncat în groapa cu lei, iar lei nu l-au atins. Ceea ce dovedește încă o dată că noi ne putem încrede în Dumnezeu. Și vă recomand tuturor să memorați un verset, anume Luca 18:27. Iisus a răspuns, ce este cu neputința la om, este cu putința la Dumnezeu. Amin.